Salutare tuturor! Eu sunt Cristi și astăzi am să vă spun despre niște parametri pe care s-au sărit de mașini, nu îi schimbă când vine vorba de kilometri dați înapoi la mașinile din grupul VAG. Pentru aceasta nu trebuie VCDS-ul, care este o interfață scumpă în varianta originală, iar varianta chinezească nu o recomand nimănui. Se folosește OBD 11, care este o interfață care se conectează pe Bluetooth și are nevoie doar de un telefon Android sau iOS în varianta OBD 11 Next Gen. Iar ca și costuri este începe de la 260 de lei varianta Basic, care este de ajuns pentru a putea verifica acești parametri. Există și varianta Pro, care face tot ceea ce poate face VCDS-ul și costă în plus încă 150 de lei licența, aceasta permițând apoi schimbarea parametrilor mașinii. Dar acum să revenim la oile noastre și să mergem la mașină. Deci pornim OBD 11. Sunt mai multe opțiuni. Prima dată citim kilometrajul din calculatorul motor ECU. După aceea se poate merge la, pentru mașini care au cutie de viteză automată, se merge la cutia de viteză și de acolo se poate afla câte ore a funcționat mașina. Și făcând o împărțeală kilometri la câți kilometri are mașina la câte ore a funcționat, se poate afla o viteză medie cu care a mers mașina. Și deci se poate vedea până la urmă dacă au fost kilometri dați înapoi. Dacă e foarte viteza medie îți iese foarte mare, sau dacă mașina a mers foarte mult în oraș, în caz că mașina are kilometri reali, deci odată ce s-a stabilit și știi că are kilometri reali, în oraș, adică poți să vezi dacă mașina a mers în oraș sau nu, văzând viteza medie de deplasare. Deci să vedem, să intrăm pe engine. Knife data. Deci este vehicle distance driven. Am selectat, am dat OK. 114.859. Exact același lucru care l-am și pe bord. 2. Pentru a vedea numărul de ore, dăm la transmission. Tot live data. Search time. Și este total driving time. Am dat OK. 1524 de ore. Eu ca idee acum, când am luat mașina aveam 1000 de ore de funcționare, avea 1036 de ore și 98.000 de kilometri, acum are 1524 și 115.000. Deci, 15.000 de kilometri care am făcut, mai ales prin oraș, s-au tradus în 500 de ore de funcționare. Foarte, foarte mult. Media mea este de 30 de ore. Asta înseamnă să mergi cu mașina în oraș. Deci, mașina a făcut 100.000 de kilometri în 1000 de ore și apoi în 500 de ore n-am mai făcut decât 15.000, de 6 ori mai puțin. Asta pentru că am mers în oraș. De asta uzura, dacă cine cumpără o mașină cu 50-60 de mii de kilometri, să spunem, dar făcuți în oraș, asta este echivalentul cu o mașină care are poate 150 de mii, 160 de mii, dar făcuți numai în afară.